în cele ce urmează vreau să vă aduc la cunoștință că după 9 ani de activitate artistică, având-o ca mentor pe mult îndrăgită artista Mareia Stoianov, interpreta Tatiana Romaniuc a lansat primul videoclip la piesa intitulată În noaptea asta, pe care cu siguranță vă îndemn să-l urmăriți cu mare drag, apoi stăm la discuții cu artistele sus menționate. Eu vă doresc audiție și vizionare plăcută! Poate în altă lume există un fel de a iubi, dar numai lângă tine în asta viață pot trăi. Vreau să-ți sărut buzele ca zorii, noaptea trece, raza de lună într-un colț ne mângâie, odaia-n care noi ne iubim, uitați de toți, sărută-mă ca-n prima noapte. Sărut buzele care mereu îmi spun că mă iubesc și să-ți ador brațele calde în care eu mă regăsesc ca două lebede. Pe lacul nu veri
Dragilor, am admirat-o pe Tatiana Romaniuc și sper că ați savurat și voi din frumusețea acestei realizări muzicale, combinate cu o haină video cu un videoclip extraordinar de frumos. Alături de mine în această seară sunt prezente interpreta Tatiana Romaniuc și artista Maria Stoianov, pe care am plăcerea să ne salut cu drag. Vă zic bună seara, bine ați revenit la Tezaur TV! Bună seara! Mulțumim pentru invitație, bine v-am găsit! Inițial, Tatiana, permite-mi să-ți adresez sincere felicitări pentru această realizare, pentru primul videoclip. Da, exact. Mulțumesc foarte mult! Bănuiesc că e o realizare însemnată pentru tine, dar și mă bucur să vă văd pe ambele prezente, fiindcă vă leagă o colaborare extraordinar de frumoasă, colaborare care durează câți ani, să-mi spuneți dumneavoastră? 9 ani, mergem spre 10. Da. Și o prietenie. Și o prietenie. Eu vreau să o felicit și eu pe Tatiana Romaniuc. De multe ori am zis, este un om deosebit. Pentru mine este o prietenă devotată, corectă, sensibilă și este foarte emotivă. Îmi place acest videoclip pentru că este realizat cu finețe, așa cum este și sufletul Tatianei, foarte firav. Acțiunile sunt executate de actor și de ea și mă bucur enorm pentru această colaborare a noastră, Tatiana. Vreau să cunoască lumea, să te vadă lumea, toată lumea, să te îmbrățișeze, să te alinte, pentru că un cântăreț are nevoie, un om de artă are nevoie să fie alintat, pentru că este ca o frunză de toamnă și o frunză de primăvară. Ea e de primăvară, eu în toamnă. Eu sunt de toamnă. Da. Din câte știu, toamna e anotimpul dumneavoastră preferat. Vai, în 10 octombrie Tatiana își sărbătorește ziua de naștere. Așa că la mulți ani. Mi-am făcut un cadou. Așa, deci este un cadou de ziua ta de naștere. Exact, da. Ați zis că colaborarea, ulterior devenită o prietenie frumoasă, durează de mai bine de 9 ani. Tu, Tatiana, de 9 ani ai o activitate artistică frumoasă, însă iată că tocmai peste 9 ani am văzut și primul videoclip. Haide inițial să-i menționăm pe toți cei care și-au pus amprenta la această realizare frumoasă și ulterior o să-mi spui de ce a așteptat publicul atât de mult această realizare și în materie de videoclip. Cine a semnat această piesă? Această piesă, sigur că este semnată muzica și text de doamna Maria Stoianov. Aranjamentul domnului Ion Linkovski. Acest produs video este în colaborare cu echipa de la Cio Film, în frunte cu Sergiu Ciorescu, regizor Ilinca Stâncă, actori Ana și soțul, nu-i cunosc personal, sincer. Și, dar sunt actori profesioniști. Da, actori profesioniști, soț și soție. Deci le-a fost foarte ușor, eu cred, să trăiască această poveste de dragoste. Ai în repertoriu mai multe piese frumoase. De ce tocmai asta s-a învrednicit de un videoclip? Eu știu de ce. Spuneți dumneavoastră. O ajut pe Tatiana. În primul rând, Tatiana are o familie foarte frumoasă. Și este un cadou videoclip pentru ea de ziua ei de naștere, oferit de soțul ei, dar este un cântec pentru soțul ei. Și este un cadou de la doamna Maria Stoianov pentru mine. Extraordinar. Ce legături frumoase! Dumnezeu face minuni atunci când sufletele vibrează în valori frumoase, creștine, în valori strămoșești, cu dragoste de neam, de țară, de frumos și cu iubire. V-am înțeles. Hai să vorbim și despre procesul de filmare, despre cum te-ai simțit tu acolo, ce emoții ai trăit, pentru că bănuiesc ți-ai dorit să fie impecabil. Sincer, când am plecat în ziua filmărilor, mă gândeam, Doamne, ce emoții am, nu știu cu ce se mănâncă asta. Și am ajuns acolo, o echipă atât de caldă, atât de prietenoasă, încât chiar nici nu am simțit cum au trecut aceste ore. Noi am început filmările la orele 10 dimineața până la 10 seara. Asta doar filmări ce țin de episoadele unde sunt eu. Am înțeles. A fost, nu știu, am primit o enormă plăcere. Chiar nu am avut absolut emoții, deși eu sunt foarte emotivă, doamna Maria poate să confirme acest lucru. Da. Și se simte, cred, dar la filmări chiar absolut nicio emoție nu am avut. Eu vreau să adaug aici un pic, vreau să vă spun că acest videoclip este ca o inovație în muzica ușoară autohtonă.
pentru că este un pic mai aparte și filmările sunt executate în dependență de textul pe care îl cântă Tatiana Romaniuc. Și vreau să felicit echipa de filmare pentru că au ales actori în conformitate cu tipajul. Și, da, și cu chipul Tatianei. Este un lucru extraordinar de bun în... Se aseamănă și mă bucur că Tatiana a menționat din start că nu vrea să iasă mult în evidență. Și eu știu de ce. E înțeleaptă fata. A vrut să iasă în evidență vocea ei, cântecul, cuvintele, mesajul, melodia. Și încă am vrut pentru ca telespectatorul să mă dorească mai pe viitor, să mai vadă. Bine, dar l-ai tentat foarte frumos pe telespectator, acel umăr dezgolit frumos, acele picioare drepte, frumoase, cu acel șlit. Da, ziceam, e combinat, știi, bunul simț, pentru că... E atrăgător. Vorbim despre faptul că e atrăgător în acest videoclip și nici de cum nu duce în cealaltă extremă de vulgaritate. E ceva frumos. Tu te complimentezi, ești o femeie care le are pe toate. Mulțumesc. Și picioare frumoase și tot, și ar fi fost păcat. Vine de la o domnișoară cu picioare tot frumoase. Dar cine ne-ar complimenta, doamna Maria, dacă nu noi, femeile? Fiatelor... Dacă nu faci ce trebuie la timpul potrivit, pe urmă mai trece timpul și picioarele se mai ascund. Se mai ascund picioarele, așa că le scoatem acum, descoperim în evidență. Și mai știți dumneavoastră vorba că noi femeile ne aranjăm și ne îmbrăcăm tot pentru femei și mai puțin pentru bărbați. Vreau să urmărim în clipile ce urmează un making of, astfel încât cele menționate de tine, despre echipă, despre emoții, dar și despre felul în care te-ai simțit și te-ai comportat tu la filmarea acestui videoclip, să o poată vedea și cei de acasă. Iată de ce în clipele următoare îi îndemn pe cei de acasă să urmărească acel making of, care nu durează foarte mult, și revenim la discuțiile noastre. În cele ce urmează, regia, vreau să conectați acel making of cu sunet, astfel încât să înțeleagă și să trăiască puțin și ei de acasă emoțiile filmării unui videoclip. Iată, dragilor, că cam asta se întâmplă pe platoul de filmare a unui videoclip și cam așa sunt cele 12 ore de muncă asidu, comprimate în maxim 2 minuțele. Nu că sunt 2, să știi, aici sunt 2 minuțele, le-am văzut. Felicitări, pentru că ai zis-o și tu, a fost vorba de o muncă de echipă și de fapt lucrurile bune și frumoase se fac în echipă, cu oameni buni, frumoși. Și să-mi zici, cine a fost prima persoană care a văzut videoclipul? Păi eu, sigur. După tine, după evident. După mine, soțul. Soțul. Da.
Vreau să vă spun că ultima variantă noi am văzut-o abia cu o zi înainte de lansare. Pentru că tu ai ținut ca acest videoclip să aibă o lansare mai fastuoasă sau o lansare cum se făcea cu câțiva ani în urmă, da, doamna Maria? Acum... Nu cred. Tatiana este foarte meticuloasă în această privință. Așa. Și a dorit o lansare a videoclipului foarte elegantă. Așa. Cu puțină lume. Așa. Cu oameni dragi. Nu am vrut o petrecere. Deci n-a fost da. O petrecere, a fost ceva mai select. Da. O noutate muzicală adusă, un produs calitativ, așa. Adus cu eleganță publicului spectator. Da, mă referam și la faptul că mulți obișnuiesc în ultima perioadă să le lanseze doar în spațiu online, dar aici a venit vorba de acea socializare și de a avea aproape oamenii dragi să se bucure și să trăiască pe aceeași undă bucurie acestui videoclip. Pentru că este primul videoclip și am vrut să-mi rămână și mie o amintire frumoasă, atât mie cât și familiei mele, și de asta și am vrut să aleg un loc mai select. Cum a fost? Unde a fost? Cine a fost prezenți? Da, la Conacul Manuc Bey din orașul Hâncești. Îi mulțumesc foarte mult doamnei directoare Irina, care este de fapt și colegă de clasă mi-a fost. Îi mulțumesc că mi-a permis să organizez acest eveniment acolo și, desigur, președintele raionului, fără de dumnealui, nu avea să aibă loc această lansare. Am invitat oameni dragi mie, apropiați, în primul rând familia, dar membrii familiei noastre sunt mulțișori. Am invitat persoanele cu care petrec cel mai mult timp, adică persoanele de la serviciu. Așa. Să menționez faptul că nu fac doar muzică, dar și am și un serviciu. Ești funcționar public. Da, sunt funcționar public. Am înțeles. Deci i-ai invitat pe cei cu care tu interacționezi mai des. Și care au avut un rol în viața mea important, chiar dacă nu prea interacționăm, nu ne vedem, dar pe acele persoane chiar nu le-am uitat, care mi-au fost alături la început de cale, chiar și fostul meu director de la bancă unde am activat 6 ani de zile. Îmi pare bine că nu am uitat să-l invit și am fost nespus de copleșită de mesajul pe care l-a lăsat, adică toți cei prezenți aveau ochii în lacrimi. A fost frumos. Am înțeles. În acest moment aș ruga regia să ne dea pe fundal un colaj de poze. Au fost câteva selectate pentru că au fost mai multe poze, însă cumva a fost nevoie să le mai selectăm. Iată de ce cei de acasă vor avea posibilitatea prin cadrul acestui colaj de poze să vadă unele dintre persoanele prezente la lansare, însă după cum ziceam și în timpul acelui making of, pe doamna Maria nu am văzut-o la lansare, nu am văzut-o în poze, însă tot doamna Maria mi-a zis că a avut prezentă. Grijă să-ți transmită un mesaj printr-un material video, nu? Da, dar am simțit-o că mi-a fost alături sufletește, pentru că am vorbit la telefon. Da, i-am transmis un material video micut și vreau să mulțumesc pentru colaborare domnului Vitalie Dani, s-a ocupat anume de să se vadă pe ecran acest așa. Material și îmi pare rău că n-am fost, dar am văzut acolo atâta lume frumoasă, în primul rând Silvia și Vitalie Dani, Cezara, Doina Sârbu, Ina Sturza, doamna Natalia Midoni Rodideal, a fost și doamna Liliana Prado, uitați-vă aici Nătălița, cred că ține un discurs da. Frumos. Are un mesaj. Da. Și cine a mai fost din artiști? Practic, i-am enumerat. Și știți ce apreciez eu la Tatiana? Nu aleargă după slavă și nu aleargă după cum să vă spun eu, ca după, sau nu este, nu faci parte din gașcă. Gașca asta, tagma asta de artiști multipli, mulți și cu mulți dintre ei cu un singur single. Da? Ea face parte dintr-o altă categorie de artiști, de suflete de artiști, mult mai abținută, reținută, concretă și vreau să vă spun că ceea ce simte Tatiana Romaniuc în cântece, rar o simt artiștii. De aceea este ziua lansării ei, ziua ei, astăzi seara este a ea. Pentru ea ați făcut această emisiune, vă mulțumesc din start și o felicit din tot sufletul meu
pentru acest videoclip. Ar trebui să fie invitată la spectacole și mă mir. Dar de fapt nu mă mai mir în aceste nu timpuri. Nu vă mai mirați. Încăncești, da. Ar trebui să fie prezentă la orice spectacol, pentru că Tatiana Romaniuc este artista Republicii Moldova, care are originea, își trage originea din Hâncești și acolo la Hâncești, oameni buni. Stimați consilieri, președinte, primar, ar trebui să vă îmbrățișați personalitățile cât mai des, pentru că toți suntem în trecere, ca toamnele. Într-adevăr. Frumos, dar să știți că mai am întrebări și din câte știu, dar în cazul în care greșesc, mă corectez, tu ai școală muzicală, da. Ești funcționar public și uite că de 9 ani îți dezvolți în paralel și o activitate artistică frumoasă. Mentor, sau o să mă corectați voi dacă zic bine, fiindu-ți doamna Maria Stoianov, exact. Și ai zis prietenă, că prietenă, prietenă, prietenă. Da. Da, mentor e prea aproape de ea, lasă-mă să zic. Deci, că indulgentă uneori, da. Doamna Maria? Deseori. Deseori indulgentă. Dar vreau să te întreb, Tatiana, cât de mult contează și ce înseamnă pentru tine această prietenie cu doamna Maria Stoianov și cum e totuși să ai o prietenie cu doamna Maria Stoianov. A zis domnule că e deseori indulgentă, însă eu vă cunosc ca o perfecționistă totuși. Corect. Și o persoană mai exigentă. Exigentă, da, perfecționistă, nu. Nu. Pentru că cât de mult nu aș vrea să fie totul perfect, am și eu păcatele mele în mai multe domenii, în cunoaștere. Încerc să cunosc, vreau să fiu și îi spun Tatianei, videoclipul este extraordinar de frumos. De câte ori am imprimat la radio, întotdeauna m-am gândit că se poate mai bine. De câte ori ea pune vocea în studio din prima, din a doua variantă, atât de bine cântă Tatiana Romaniuc, întotdeauna spune că vrei, am alt fel. Niciodată trebuie să te mulțumești la momentul dat cu ce ți-a dat, ce deschidere ai. De aceea sunt departe de a fi perfecționistă, tindem spre asta, vrem, din copiii noștri facem, din lucrul nostru, dar suntem oameni, nu suntem roboți și asta îmi place. Avem emoțiile noastre, mari emoții, avem gândurile noastre ascunse și uneori le exteriorizăm. Și mai mult spun ochii Tatianei și zâmbetul ei care tace, decât poate multă vorbă care sunt în multe emisiuni. Deșartă. Da. Uneori. Dar totuși, cum e să fii prietenă cu doamna Maria Stoianov? Încearcă să spui așa ceva. Așa mi este meseria, să întreb, să fiu mai insistentă. Eu, într-adevăr, mă simt onorată că am o astfel de prietenă. Îi mulțumesc foarte mult pentru încrederea care o are în mine, pentru că de multe ori a demonstrat-o că are încredere. Faptul că mi-a încredințat să moderez spectacolul dumneei alături de mult stimatul Vitalie Dane, pentru mine a fost o încercare și în fiecare seară practic o telefonam pe doamna Maria. Doamna Maria, spuneți-mi, vă rog, eu atât de mult îmi fac griji să nu vă dezamăgesc și sper că nu am făcut-o niciodată. Dar eu ce-ți spuneam? Spune sau audă-l. Eu am spus, tu ești cea mai bună. Tu ești cea mai înțeleaptă, tu ești cea mai frumoasă, tu ai cea mai frumoasă voce. Și Vitalie Dane a ajutat-o foarte mult pe Tatiana, da, a susținut-o. Fost... În general, dacă îmi permis Tatiana, Vitalie Dane este un om apropiat nou, amândoura. Foarte sensibil, un artist desăvârșit, este un om și un prieten, nu știu, și este foarte cărturar, da, de o cum se cădene și o eleganță a sufletului aparte. Într-adevăr, așa e. Și ei au moderat atât de frumos spectacolul, încât Tatiana nici n-a simțit nici oboseala și nici emoțiile. După primele 5 minute, da. Deci, după primele 5 minute, n-ai mai știut ce sunt emoții. Dar, și ai avut această senzație la finele spectacolului că ai mai vrea să mai fie odată, să mai fie. Da, am zis că repetăm la anul viitor. Repetați la anul viitor. Da, mi-aș dori să am spectacolul în România. Vreau să trec Prutul. Da, mulțumesc tare mult. Nu știu unde o să fie. Sper să fie la Iași. Încerc să duc tratative. Și muzica trebuie să zboare. Cântecul trebuie să zboare. Dacă aduce un beneficiu spiritual, dacă educă populația, de ce nu?
dacă are impact imediat asupra sufletului. În cazul ăsta să vă zic că și mă bucur și nu prea. Și vă explic de ce. M-aș bucura pentru publicul de la Iași să aibă parte de un asemenea spectacol și m-aș întrista pentru publicul de la Chișinău care ar pierde asemenea spectacol. Putem deja este repetăm. O tradiție. Da, este o tradiție. Eu în tot an, în fiecare an am să, cât îmi țin puterile și Dumnezeu îmi dă echilibrul ăsta și mă lasă să mă conectez sus acolo să fac muzică bună, am să realizez acel spectacol în fiecare an. De ziua mea, oameni buni, veniți, eu vă aștept cu mare drag, cu brațele deschise. Tatiana, facem o tradiție și în cazul tău. Când vine ziua de naștere, mai lansăm câte un videoclip? Nu. De ce? Pentru că, vă dați seama, nu este într-atât de ușor să faci un produs bun, pentru că nu lucrez pentru cantitate, ci pentru calitate. Și cu ecosistor, iar în timpurile noastre un artist singur dă din coate, singur face și videoclipuri și piese, nimeni nu te ajută. Și mai ales în aceste timpuri nu se găsesc nici oameni care să dea o mână de ajutor, să dea bani pentru aceste videoclipuri. Pentru că s-a mai strâns cureaua. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Într-adevăr, e o perioadă de incertitudine și bănuiesc din acest consider, sau cel puțin această perioadă își pune tare mult amprenta, în special pe domeniul cultural, care a fost din toate timpurile un domeniu afectat. Dar ce-i bun ca firul de iarbă, răsare. Din pământ răsare și dintr-o buturugă crește un copac. Așa că, draga mea, prietenă, la mulți ani ție de ziua ta de naștere. Da, vă mulțumesc. Și cu lansarea videoclipului să-ți fie de bun augur și sper că ai multe vizualizări pe YouTube, pe pagina de Facebook. No, eu vreau să vă mulțumesc pentru invitație și că atrageți atenție tinerilor care promovează un produs bun, de calitate. Și noi vă mulțumim pentru prezență, pentru că v-ați făcut timp în programul vostru pentru echipa Tezaur TV. Tatiana, felicitări încă o dată. Da, voi avea grijă de ziua ta las un mesaj, bănuiesc că în privat. La mulți ani, de ce nu îndemn pe cei de acasă să-ți scrie? Te găsesc pe pagina ta de Facebook, așa că, dragilor, în data de 10, faceți timp câteva minute, preț de câteva minute. Și pe pagina voastră? Dar și pe pagina noastră, preț de câteva minute să lăsați un mesaj de la mulți ani, căci e o bucurie pentru cel care îl primește și cu siguranță lucrurile frumoase vin ca un bumerang, vin și cele rele, dar să ne axăm pe cele frumoase care... Și vin atunci când nu ne așteptăm. Într-adevăr, există legea bumerangului, ne-am convins de mai multe ori. Pe final vreau repejor să vă întreb și pe dumneavoastră, doamna Stoianov, despre activitatea de moment, ce faceți, la ce lucrați, și pe tine, Tatiana, despre ce mai urmează. Știi că așa obișnuiesc, să vorbesc despre ce s-a lansat și despre ce mai urmează. Ce mai urmează, vedem pe parcurs. Sigur că îmi doresc piese noi. Una deja este în așteptare. Doamna Maria nu este la curent. Dar vedem. Am înțeles. Deci, pentru până că când s-a bucuria când și aștept ceva, mereu ceva apare un obstacol și de asta mai bine. Zic eu, până când te bucuri de feedback-ul acestui sigur, videoclip. Abia a trecut o zi, așa că am înțeles. Așteptăm. Succes, Tatiana, în continuare. Eu sunt director la satul moldovenesc Buciumul. Așa. În această perioadă, luna octombrie, avem spectacole în țară. Am început, am avut spectacole două într-o zi și a trecut la bis. Lumea a râs în sală, a plâns în sală. Avem un spectacol care se numește Duminica în sat. Ne pregătim de ziua orașului în 14 octombrie. Vă invităm și pe dumneavoastră. Vă mulțumim. Să fiți alături de noi. Am oaspeți din Botoșani, Drăbani, Cluj, București, vin și cântăreți. Mi-aș dori să vină o echipă de copii de la Moinești cu doamna Efrim Marinica să vină să cânte în curtea noastră. Mă gândesc cu gazda, e foarte complicat acum cu această perioadă, cu refugiații. Și vreau să mulțumesc, dacă îmi permiteți, domnului primar Ion Ceban și consilierilor, pentru că au avut încredere, au semnat tot ce trebuie pentru Bucium. Mai avem nevoie de multe, 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 dar o luăm încetişor. Cine muncește, acela are.
Așa e. De aceea mă ocup de Buciumul și vreau să vă invit pe toți în satul moldovenesc Buciumul. Iar noi putem veni la dumneavoastră acasă să prezentăm spectacolul Duminica în sat, așa cum era odată pe timpuri, cu carul cu boi, cu traista plină, cu desagii și tot așa. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, vă doresc mult succes în activitatea amândurora. Mulțumim. Și sper eu, doamna Maria, că ne revedem în data de 14. Până atunci, vă îndemn să-i delectați pe cei de acasă cu o melodie frumoasă din repertoriul dumneavoastră. O toamnă romantică, o toamnă tomnatică. O toamnă frumoasă. Să aveți o toamnă cât mai frumoasă. Lansare frumoasă. Mulțumesc. Și tezaurul să fie inundat de o ploaie de frunze aurii. Vă mulțumim încă o dată, stimată doamnă. Și vouă, celor de acasă, vă mulțumesc pentru faptul că aveți frumoasa obișnuință să fiți cu ochii pe Tezaur TV și să urmăriți emisiunea Noi și Lumea. Nu uitați, ne revedem joi seară, începând cu ora 17.30, la o nouă ediție a emisiunii Noi și Lumea. Mână însă, dragilor, începând cu ora 17.30, vă îndemn să fiți cu ochii pe noi și să urmăriți o altă ediție a emisiunii Sărbătoare la Tezaur, prin intermediul căreia va fi sărbătorită interpreta Carolina Prepeliță. Deci fiți în continuare cu ochii pe noi. Iar în cele ce urmează, vă îndemn să o admirați, să o apreciați și aplaudați pe Maria Stoianov. O aventură tomnatică, o aventură romantică, sub ploaie de frunze aurii, trezită de ochii zglobi. O aventură romantică, asta e toamna mea, asta e toamna ta. Ambii cu tâmple argintii, tu-mi citeai poezii, toate erau de iubire, momente de fericire. Ambii cu tâmple argintii, citeai poezii. Un sentiment de amor, un freamăt, un freamăt de dor. O aventură tomnatică, o aventură romantică, sub ploaie de frunze aurii, trezită de ochii zglobii. O aventură tomnatică, romantică, asta e toamna mea, asta e toamna ta. Și nici n-am observat când noaptea s-a lăsat, luna din ochi ne făcea și acasă pe noi ne grăbea. E ultima lună de toamnă, dragostea e ca o doamnă, alintată de lună și stele, ești dorul inimii mele. O aventură tomnatică, o aventură romantică, sub ploaia de frunze aurii, trezită de ochii zglobii. O aventură tomnatică, romantică, asta e toamna mea, asta e toamna ta. Asta e